Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din NBA My Career. Bun, suntem aici la prima noastră echipă din NBA, prima noastră echipă profesională din NBA, din câte și bine vede după Kate, este desigur Wizards. Washington Wizards, interesant, nu prea știu echipa, dar oricum, ia vedem că avem aici NBA game. Avem 8, deci avem 1 din 8, ar fi 8 meciuri de NBA. Rookie Year, anul nostru de începător, gen Rookie Year. Primul nostru match în NBA va fi versus Orlando Magic. Opa, echipă bunicică, interesant. Interesant, chiar va fi mega ultra interesant acest match. Ies de aici, avem o mică secvență. Intră, intră coachul, intră antrenorul. Means just as much as game 82. Bun, hai să dăm aici now, așa. Ce we have some new faces here that I really expect to make an impact for us this season. Așa, să aici niște fețe care vreau să facă un impact pentru noi în acest sezon. But I expect all of you to go out there and execute just like we did in camp. Să executați exact la fel cum am făcut în gen trenul ne-a terminat. It's time to get serious. If we play our brand of basketball, așa, there's no telling where this team can go. So get out there, get warm, and let's go win this game. Let's go win this game. Ma, antrenorul nu-i tare bun la discursul de astea de motivații. This is something I've been waiting for my entire life. Ia uși ce zice. To be honest, I'm a little bit nervous. But I know this is where I belong. So I just gotta get out there and do what I was born to do. I hope I can make my family proud. Hai, ce vorbesc despre, na, să-și facă familia mândră, are puține emoții pentru asta, dar practic pentru asta a fost născut de... Eram acolo pe tren și desigur vom câștiga acest meci, mai mult ca sigur. Bun, aici Magic. Aici se prezintă jucătorii aici cu Aaron Gordon. Pam, pam, pam. Elfie Bear. Bun, de lângă starting 5. Bun, primul 5 aici să vedem. Nu începem din start. Da, parcă mă așteptam să nu încep din start. Nu este nicio problemă. O, aici ce concentrare, se simte tensiunea în aer. Bun, hai să începem primul match. Bun, hai să dăm aici continuu. Wow, what the fuck, stai. Finishing plays fit around the ring, press X to blah blah blah. He's a very good mid range jump shooter. Use LT to play high trim in the mid range area. Ok, weaknesses, floor block, nu știu ce. Ah, asta mi-a arăta despre statisticile tipului. Ah, ok. Bun, asta e. Opa, da, acolo. Oh, coș, foarte bine. Coș de 3 puncte acolo dat de către Neil. Asta e foarte bine. Ai, ai, grijă. Ia, vedeți acolo de care vă ziceam eu în dreapta și o să avem acolo acel scor. Acum suntem pe C. C este gen medium, mediocru. Dar mă rog, pe moment n-am făcut nimic, chiar nimic. Opa, opa, no! Ai, am lăsat omul meu să dea coș. Bine, acum cum nu mai ies așa marele MVP, ci sunt pur și simplu un rookie, mai greu îmi vin pasele, plus că desigur am încă suntem în NBA, se simte overall-ul nostru foarte, foarte mic, de-abia putem face niște shoot-uri și chestii pe acolo. Așa că, yeah, good spacing. Asta e foarte bine, a făcut acolo spațiu și toate cele, deci mi s-a dat niște puncte. Mi s-au dat acolo niște statistici extra. Hai, bă, du-te, mă, defensive breakout. Apoi de-abia am ajuns înapoi acolo în apărare și direct îmi scade acolo de acel defensive breakout. Domn, pui mie. Oh, hai, mă, mai bine. Hai, fugi, eu ce greu se mișcă. Ioi. Hai, rebound. Am reușit rebound-ul. Bun, măcar un rebound să fac acolo. Pasă bună către Porter. Ok. Porter, nu te grăbi. Hai, mă. Wall se pare că este MVP-ul nostru aici. Peretele. Ai, bine că mi-ai ignorat în puii mei pasă. Măcar am făcut un day rebound de ăla. Mai, mă rog, am un rebound și un day rebound, nu e chiar așa de rău. Da, opa, ăla acolo.
bravo, mă. Dacă da coșul foarte bine. Vedem să facă acolo niște mici schimbări. Văd că noi încă rămânem pe teren, asta e foarte bine. Opa. Că da coșul, bravo. Bun. Hai că suntem destul de aproape de cei de la, de la Magic. Așa, Wizards vs. Magic. Deci cumva vrăjitorii vs. magicieni, etc. Deci că am fi la Hogwarts pe aici. Ba, stai pe el, stai pe el, stai pe el, stai pe el, mă. Bă, stai pe el. Bun. Humphries, acolo Wall. Wall începe cu șutul său acolo. Dar bine mie că mie nu-mi pasați niciodată, pui mei. Bă, ochelaristul, Neil. Ai, ia, bine, fucking hell, no, o să fie un drum lung în NBA pentru noi, până te faci niște statistici și un renume. Cam greu, o să și obținem pasele. La ce drept, da, și când ești într-un meci real, băi, pasezi la începător, sau mai bine pasezi lui MVP-ul nostru care, da, cumva zici, știm că va da un coș. Dar normal că pasezi la MVP. Mai mult ca sigur, în repriza, mă rog, în partea a doua nu vom juca foarte mult. Wow! Iui, bă, că a dat 3 puncte de acolo, mă! Ololo, bravo, gol! Ioi! No, ce coș o dat omul ăsta? Opa, avem aici afeme. Dar de ce dracu-i camera pusă așa nașpa? Ia aici, LeBron Deadly. Ia. You know, I've thought about this moment my entire life. Now that it's finally here, feeling's pretty crazy. But I know it's just the beginning. I got a lot of hard work ahead of me to get to where I want to go, to be the best player and the best teammate I could be. But this is an exciting first step, no doubt. Atât? Dar că fericiți și toate cele și că va fi greu să se impună, bla 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 bla. Ce greu, da, e greu să te impui și toate cele. Bun. Hai că intrăm și noi aici, văd că prindem și a doua parte, prindem așa un minut și 38 de secunde. Aaaa, e normal că mi se... normal că mă ignorați în puii mei. Hai, dai, ai! Bă, dar ce aproape trebuie să fiu eu de coș ca să dau coș, lol. Trebuie neapărat să văd după acest match, să văd de punctele alea de upgrade. Da, na, de-abia acum cred că o să primesc în NBA. Oh, super, am făcut un rebound defensiv acolo plus, foarte bine. Mi se dă un punct în plus acolo. Hai, pasăm frumos către Neil, nu te grăbi, frate. Bă, pasează-l morții, mă, deodată! Yo, wow! Ce coș! Ui, ce coș frumos am înscris acolo! Ce coș frumos! Foarte tare acel coș în ultimele secunde acolo! Foarte tare a fost această fază! No, ai! Defensive breakout, dar ce mă disperă, mă, chestiile astea când leși pe ăla pe care ești tu să dea coș și apoi îți scade o grămadă de puncte. Tu de-abia faci punctele alea, statisticile alea și pe dintr-o dată greșești o gafă mică, bă, jocul te execută de parcă ai pierdut meciul. Opa, ăla-i 2 puncte! Super! Bă, e bine că am dat câteva coșuri, mă bucur mult. Chiar dacă am scris doar 4 puncte, mă bucur de parcă aș fi scris o grămadă. Mai ales am făcut 2 rebounduri, plus încă 2 de rebounduri, defensive rebounduri. Wow! Yo! Bă, ce coș! Ultimele secunde! Mai mult decât din afara careului acolo. Wow! Magic conduce acum de către unul cu acel coș final care a fost... Wow, pur și simplu a fost genial acel coș. Halftime! Hai să vedem acum ce se va întâmpla. Wow, a fost un match tens, mai ales ultimul coș a fost pur și simplu wow. Poate au și avut noroc, dar totuși. Bun, intrăm aici în vestiare. Aoleu, hai să m-am ucenea, zice antrenorul, sau? Bă, stai, pe cum ești eu? Unde mi-e caracterul?
Și ăsta nu mai e coach ăla care ne-a zis la început. Ce zice ăsta? Ni s-a schimbat antrenorul? Sau avem mai mult? What? Ok. I like how many points we were able to generate from the paint in the half. Na, dacă am reușit să fac acolo. A nice balance to it going forward because their D has no choice but to put some LeBron Dreddy my statistics foarte bine. The ball movement's been excellent. Na, bun, hai. Foarte bine de la încolo, asta oricum nu sunt importante, dar fiecare terminare de asta de viziune, așa. O, majoretele, apar să ne uităm la ele. Așa câteva secunde acolo să ne uităm și noi la ele. E fain cum în spate sunt două blonde care arată exact la fel, aproape că. Toată jocul un lucru fain de NBA. Pun accent și pe majorete, bine. Foarte de tare asta. Na, oricum, hai revenim la basket, că noi basket jucăm, nu ne uităm la majorite. O, se termină meciul și se pare că n-am mai fost lăsat să joc. Oh, ce păcat, ce păcat că n-am mai fost lăsat să joc. Oricum, suntem aici primul meci, nu știu, care-i scorul? O, câștigăm acest meci, 81-78, câștigăm primul meci al nostru. Totodată eu zic că am jucat destul de bine, de binișor, așa, având în vedere că sunt la început și toate cele. Am câștigat aici 279 de puncte, în sfârșit câștigăm și noi puncte. Aici să vedem, mi se dau niște puncte extra. A, salariul meu e de 170 ceva de puncte, plus celelalte statistici, bla 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 bla. Mi s-au dat extra. Ia show-ul ăla de după meci. Ia, cu Shaquille O'Neal. Yo, Shaquille O'Neal. Bă, ce șmecher e omul ăsta. Dar și cât e imens. John Wall. He put his yes, team on his back and carried them as we've seen him do before, but it never gets old. Ah, asta e omul, John Wall. Play after play. Asta a fost omul care ne-a ajutat cel mai mult. El e gen omul meciului, cum v-a zis așa. Ia mă că mi-arată și mie coșul care l-am înscris acolo. Ce tare! Foarte tare asta. Dar mă, ce dracu să te repetat de atâtea ori? The guys who keep everyone involved and the guys who could do it all for themselves. He's a great distributor, he's always going to get his assists. Aici încă te vorbesc ăștia despre Wall, cât el e bun, numai că tot se repetă același coșul, ăștia mă distrag. And that's it for our broadcast here tonight, but we're just getting started on a new season in the NBA. Bă, dar ce realist poate fi, mă, dude. Kevin Harlan, the entire 2K Sports Crew. I'm Ernie Johnson, we'll see you again soon. Ne vedem în curând. Pam, pam. Bun, foarte tare, bă, jocul ăsta parcă mă surprinde pe zi ce trece. Dăm advance, asta este, am jucat primul nostru match aici la cei de la Washington. Am deschis acolo niște chestii, acolo e unlocked, total minutes played, bla bla bla. Hai să vedem mai mult de upgrade-uri. Totuși, normal, trebuie să țin minte că eu sunt un fel de center. Deci, da, atribuți, hai să vedem mai mult atributele. Avem 75 upgrades available, bine, dar hai să vedem, deci jump shoot, asta mi-ar da moving shoot close, standing, așa, moving in mid range, bun, free throw, și ăla e foarte important, deci astea sunt foarte importante, astea mi-ar fi foarte bune, așa că snap pe mijloc, contact dunk, diving dunk, standing dunk, speed, asta ne-ar ajuta foarte mult, așa, playmaker, ar fi ball control, passing, de pas, este rebound defensivă, deci hai să punem un punct la total 500 de points. Are you sure you want to purchase this item for 500 points? Ai, am 1300, bun. Da, vreau neapărat jump shooter, vreau acolo un punct la jump shooter, inside shooter mi-aș pune și acolo 1, încă un 1 la atlet, sau mai, pun, mai bine punem aici, nu? Mai bine, 631. Inside shooter, că practic eu pe acea poziție m-aș afla, perfect. Bun, trecem la următorul match, mai facem așa iarăși două meciuri într-un video, că tare repede m-o executat aia în meciul celălalt. Avem aici un match versus cei de la Thunder. Oklahoma City Thunder. Asta trebuie să fie un match foarte ușor. Kevin Durant. And you know he'll come to play. Stai, ce? I love his versatility. Oh, ne jucăm versus Kevin Durant. Next to impossible. Omul ăla e foarte bun. Coach gave us a full breakdown of what to expect. We watched plenty of film. But sometimes you just gotta throw all that out the window and settle things on the court.
and I'm ready. Bring it, KD. Ok, Among Us să tac mai mult în momentele astea și asta e important de copire. Oh, ce-mi plac secvențele astea, gen imagini însăși din Washington sau anumite locuri unde jucăm, foarte tare astea. Bun, începem aici NBA, se vede echipa noastră. Ah, ce grafic. Bun, hai să trecem la treabă. Lor capetelul ăla, capul lor. E ce straniu. Aoleu, să fii tu pe teren și să-ți vezi capul așa format, el a imens, e cam straniu, să fiu sincer. Bun, hai să vedem, ne concentrăm puțin de la acolo, plângem pe ăla, pasă bună, pasă reușită. Oh, coș, foarte bine, primul nostru coș direct, așa cum am început, am intrat pe teren, pac, coș. Foarte ciudat că nu mi se dau acele puncte pe coș, asta mi se dă măcar un pic acolo dacă mi se dă. Nu se dă la rebound, nu se dă la pase dacă crezi jocul cum trebuie. Chestii de genul, dar deja un picuț s-a simțit acolo că am pus niște puncte, mai ales pe inside shooter, deci pe partea de interior unde sunt și eu, așa un fel de pivot, așa zis. Dar totuși vreau mult să-mi pun puncte chiar și pe acela de outside, că nu sunt și alții, de exemplu cum e Dan, cum e tipul ăla Dan de la Miami Heat. El e foarte înalt, e foarte bun pe center, își face grămadă de slam dunk-uri și pe poziția aia. Dar totodată omul ăla, dacă e nevoie, poate să dea foarte multe posturi și de la 3 puncte. Și aia mi-ar place să fie caracterul meu. Un bun center, deci un bun acolo în mijloc, în centru și toate cele. Dar totodată să și dau din când în când așa niște coșuri de-astea de 3 puncte. Bun, facem ce puțină spațiu, băgăm către Beal. Beal este și un omul nostru de 3 puncte, dar din păcate nu reușește să finalizeze acel coș de 3 puncte. Oricum, mi s-a acordat acolo niște puncte, așa zise, puncte extra acolo, că am făcut movement bun, acele pase și crearea ocaziilor. Suntem la C+, de imediat putem să avansăm, cred că la B+. Opa, Beal. Totuși de 3 puncte. Hai, grijă, Walker acolo, mersi. A, Walker, ce pui mi-ai zic și eu. Bă, ce bine apără. Pasăm către ăla. Ah, ok, good pass, cică. Ai, n-a reușit acolo să creeze fază, dar oricum ratingul nostru acolo tot crește, este foarte bine. Ratingul, mă rog, statisticile alea. Am fix să stau pe omul meu, doamne, fără să scrie ăsta, că mă tot dau. Ba, ba, am un Milos schimba, bă, ce mă disperă că nu-mi schimbă oameni așa neapărată. Opa, Durant acolo. Wow, ce distanță! Și îmi scrie aici un curs absolut senzațional, Durant, am zis eu că e bun omul ăla. Și chiar îi... Wa-la-la! Pasează... Wall, stai! Dar pasează o morții, măti! Da, normal, da, e șut și normal că pierzi. Oh, Wall. Băi, Wally. Hai să zicem Wally. Hai să stau un pic pe caracterul meu. Că l-o fac un rebound, dar văd că nu mi se pune respectiv un rebound. Din păcate că a faultat înainte ăla. Ah, aleu, lovitura aici libere pentru cei de la Thunder. Oklahoma City Thunder. Totuși, mă, o echipă ca și Oklahoma are acolo, mă, și jucători foarte buni, Durant și... Ăla, ia, Westbrook, e un star și el, un Westbrook acolo, mai este acel Bell. Wow! Cum adică? Stai, defensive breakdown și ăla jos, și ăla jos. Dar am prins mingea, ce dracu? Bă, ce mult a scăzut, mă! Ai! A, cum vă ziceam, e tare nașpa secvența asta. Tare greu face acele puncte. Apoi face o mică greșeală, una, două și te execută. Deci am reușit să scot un foul, văd că mi s-a dat niște punctulețe de alea mici. Ok. Hai, dăm mingea așa. Cineva? Bun, către Wall, perfect. Ce? Personal foul, acolo foul se faultează. Bun, iar eu dau aici mingea ce pui mei. Pasăm către Dane, bun. De,
pick! Oh! Scrie acolo în coș de două puncte. Bun, second bucket. Al doilea meu coș. Ala-i! 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 Domnul e fer să scrie! Ala-i! Bun, am și blocat, am și făcut rebound. Yo, ești bun, ce dracu. Yo, miez, mă, ia, ce frumos, ball movement, faza în care am creat eu acolo. A ajutat foarte mult și am și scris un coș bestial. Hai mă că deja devine ce în ce mai bun și caracterul meu și de cele. Băiat, ce mult îmi scade iar, mă. Bă, ce mă disperă treaba asta, mă, cu una, două, ăștia, dacă greșești, îți stai capul. Dacă faci niște lucruri bune, așa, zici, știi cum, cum face un câine, face o treabă bună și face așa, îi dai peste, na, îi dai, așa cu mâna, așa, masezi un ticket pe care zici, a, băiat bun, băiat bun. Așa e și în NBA, zici, zic ăștia, a, băiat bun, băiat bun. Faci o greșeală, îți stai capul direct în pui mei, direct, ești afară, te arunc afară, în stradă. Bun. Bă, dar ce mică pare mingea așa în mâinile caracterului meu. Pui mei zici că e în munte. Bun, am făcut aici un make free throw. Bun, am scris un punct. Hai să vedem dacă îl înscriem și pe al doilea. Oh, perfect. A fost acolo un picuț tense. Acolo a fost așa un moment de aoleu, oare intră? Și văd că a intrat foarte bine. Am scris 6 puncte, am făcut 2 rebounduri, plus că am mai jucat acolo pentru echipă. Bă, match-ul ăsta e mult mai bun decât celălalt match. Foarte bine, ușor să te jucăm din ce mai mult și ce mai bine. Încercăm acolo să trecem, reușim, facem o pasă către gol. Încercăm aici să-i cer înapoi în mijlocul lui Wall, dar tare greu ne dă înapoi. Și aici, a fost totuși mă pe țintă, mă, și chestia aia de se încarcă. Mi se pare că a fost destul de pe țintă, dar văd că, poate neapărat o stăși să se pun un pic și pe atlet, mai ales pentru stamina, dar totodată pentru viteză, că tare greu să mișcă de chiar pe caracterul ăsta. No? Mama nu vrea să-mi paseze Bill ăsta, mă. Ai. Ha, a fost așa un moment de ăla de liniște. Oare iese, oare nu iese, oare iese, oare intră, oare... Ha? Și n-a fost să fie. Oricum e mult... E așa de fan am un NBA, mă. Totuși e scris după acele 8 meciuri ce se întâmplă, să fie ceva genul drafturi sau ce dracu. Chiar scris și, bă, să nu zici, să-mi dat spoiler. E scris după acele meciuri ce se va întâmpla. Da, acolo fac un mic pressing, acolo Wall cu o șansă în scriecele două puncte foarte bine. Mergem un picuț mai acolo, în avantaj. Din păcate, iară văd că m-a executat ăștia acolo la acel scor. Iar B-minus, dar mă crezi B-minus de încolo. Decât ce să fie de genul sau mai rău decât atât, e bine și B-minus. Opa, e Baca la Cabral Ibaka. Recupera mingea. Starul nostru. Opa. Bă, când văd pe ăsta că prinde mingea. Ioi. Nu. Ce-mi pizda, mă, tu. Na, oricum o scos aici. Bun, se termină prima repriză. Stai ce? What the fuck? Dar la noi vocea mea, mă. Dacă vocea caracterul meu. Alo, licea bug. What? Stai ce se întâmplă? Da, nu mi-a zis nume, nu mi-a zis Freak sau ce, deci nu mi-a zis alt nume. Ok, a fost straniu asta. Asta oricum nu contează. Bun, revenim aici în partea a doua. Mă rog, repriza a doua. Second half, să se aude. Bun. Hai să vedem.
Hai să vedem ce se va întâmpla. Mă mai bag în, da, mă mai bag în match. Încă din trei, din a treia parte. Oh, bun, de obicei data trecută o motel îl lăsa pe bancă până să treia match. Deci, ușor, ușor avansăm. Ușor, ușor avansăm. Ce ce foarte bine. And it's Freak in at the pivot spot, Manning the middle. Așa. That's the group on the floor right now for Washington. Bun. Bun, grijă, 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 băieții. Outside. Nene, the screen. Nene, Bale, ok, Wall, 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 Wall acolo, nu știu ce dracu vreau să facă Wall. Eu mai încerc și mai încerc pas, dar nici nu prea simpatic aia pe asta, da. O să șut, o să șut, am că sigur. Și, op! Încă, încă o reatare de către Washington, să zici, acolo. John Wall, stai un pic, John Wall, care este practic MVP-ul nostru, a înscris doar 7 puncte și eu am înscris 6 puncte. Deci sunt la un punct diferență față de Wall, care este MVP-ul nostru. Wow! Mă rog, unul din MVP-urile noastre, sigur. Ia să-i de încercăm aici așa niște mișcări, pasăm înapoi lui Wall. Și, oh, perfect, perfect, merge acel coș, merge acel coș, 8 puncte, deja suntem înaintea lui Wall acolo, ca și coș, aderaj. Oh, iar mă execută ăștia că mi-a dat la coș. Nervantă treaba. Așa, grijă, 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 oh, Wall acolo, cu o pasă foarte bună, dar am fost faultat. A fost faultat acolo destul de urât și normal, avem aici niște lovituri libere. Hai să vedem, perfect, perfect o mers asta, excellent chiar că scris acolo. Bun, țină pauză, puțină pauză și o concentrare. Bun, 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 au intrat și astea. Perfect, 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 perfect. Perfect, mai ales că am scris 10 puncte în acest meci, mult mai mult decât meci cu normal. Se simt, se și simte punctele alea care le-am pus eu acolo, la upgrades. Dar totuși, mai mult cred că contează acel scor ăla, C plus, B minus, nu știu ce, nu știu cum. Ce ăsta? 20T. Ce e? Overtime. What the fuck? Băi, supra timp, stai un pic, băi, extra timp aici, extra, extra timp. Și noi pierdem, mă. Hai, mă, Thunder câștigă aici. Cred că a fost extra timp și pe mă bagă pe mine în ultimele, nici nu știu dacă secunde, milisecunde, puii mei. Pierdem acest meci. Asta este, na, nu-i vina mea, mi-a făcut treaba, am dat coșuri, am dat 10 puncte, 2 rebounduri. Și, na, B minus acolo, 401, 401 puncte acolo, ceea ce e foarte bine, 400 puncte vine la fix. Și, desigur, cred că mai mult ca sigur puteți să ne facem un upgrade șmecher. Uup, uup. Hai să vedem, aici game show ăsta, show de după. Ce vorbesc cu oamenii ăștia? Ernie Johnson, Kenny Smith, without further ado, let's present to you our Jordan player of the game. Ah, Jordan player. He had a double double and made a huge difference. Jordan ăsta a fost ales genomul meciului. Ah, ok. And that brings us to the end. Bine, bine, hai că nu-mi pasă, așa dacă îmi ziceți numai omul meciului și nu-i de la noi din echipă, de-l încolo. Nu mai stau să mă uit. Bun. Păi, eu mi-a făcut datoria așa ca și rookie, ca și începător, ca și gen jucător de la cu potențial de viitor, chestii trestii, mi-a făcut treaba. Opa, un cutscene aici, a? Iar asta, hai să vedem despre ce este vorba. What a life, eh, Freak? Ia, ăsta e ăla care deține echipa. Gunmetal and graphite exterior of your luxury car and your iPad mini. Oh, I bet you get a crazy crowd when you drive that car around the block in the old neighborhood, huh? Yeah, living the dream. Machine, no. Bad pandemonium, but folks from back around the way are real proud of me. Yeah, I hear it. Local kid makes good. You know, it kind of reminds me of when I took my tech stock public and I rang the New York Stock Exchange bell. Sure. My mom's friends called her up and said, Maggie, is that your son on Bloomberg News this morning ringing the bell? And my mom says, yes, sir, Bob, it was him. That was a great moment, Freak. And you know, our lives, like a pearl necklace of great moments, all
strung together with the finest silk thread of memories. And we have to be very careful how we cultivate those pearls and we thread that necklace. Was this the first deep? I grew up in the burbs, freak. I wasn't poor, upper middle class, comfortable. My daddy worked as an accountant for one of the largest insurance firms in the country. Smart with his money. Mom didn't have to work. I went to boarding school. And then my dad died of a heart attack when I was a freshman at MIT. Eesh. I was a movie geek, wanted to be a civil engineer, but I made my fortune by becoming a hybrid of both those interests. My dad didn't want me to be an accountant. Oh, listen to this. Yes. My best friend was a guy named Isidore. Sean? Yeah, we called him Izzy. He was one of the smartest human beings I have ever met in my life. I mean, Izzy was taking second year college calculus courses as a high school sophomore, right? Straight A student, full ride to MIT. Izzy had the world at his fingertips. But he was always looking for trouble, and trouble found him. He ran with the wrong crowd. And when we got to MIT, he got this great job working for a financial consulting firm in Boston. The fuck? Every weekend, he would fly to Vegas. You see, Izzy had a system for counting cards in Vegas that had the big casinos on the strip. Oh, stymied! He would come back to MIT with suitcases filled with $200,000 in cold cash. What? Yeah. So your man Izzy was getting hit off like that? Like a fat rat in a cheddar cheese factory, freak. Okay, so what happened to this dude Izzy? Because he's dope. No, not dope. Dead. After he'd been missing for 3 weeks, the Nevada State Police never found hide nor hair of Isidore. Ouch. And our friendship took a hit when he asked me to hang out with him in Vegas, and I said I wouldn't do it because I knew he was on a dark and twisted path in his life. And yes, he was my dude. But no way was I gonna throw my life away trying to show my loyalty to a guy who really and truly didn't understand what loyalty was all about. So this meeting is about Vic. Correctamente. Okay, well, sir, Vic isn't Izzy. Ah, mamma, Prince. And why is that, freak? Well, for one thing, you and your dead friend Izzy didn't grow up poor. Me and Vic grew up in a neighborhood where we had to look over our shoulder every 2 seconds to make sure nobody was going to walk up on us and rob us. True. Izzy and I did not grow up in the hood. But we, like you, thankfully grew up in a two-parent household. But even that wasn't enough for Izzy. He wasn't satisfied. He was always looking for a five-alarm fire when he already had the warmth and comfort of a loving family. This is not about class warfare, freak. This is about the consequences of making bad choices and risking it all when you feel like you have nothing to lose. Vic is like a brother to me, sir. But you shouldn't be Brother Vic's keeper, freak. Băi, ce dracu, tăți încearcă să-mi pună bețe în roate cu prietenia asta, cu Vic, tipul ăla nebun. Interesant. Scream to the media, it's all good, I'm an FOF, friend of freak. It's all misunderstanding. Y'all be haters, don't hate my game. I don't think a brother would do that to someone they really cared about, but a guy who looked at you like a meal ticket would. No. So you don't understand Vic. Really? I don't understand. No. Damn. Stop picture. Look, man. It was a misunderstanding with the guy in the next VIP pool. His honey started flirting with me. Naturally, I started flirting back. Oh, next thing I know, Captain Cornball's off my grill piece. Beefing next to he know. He got a two-piece and a biscuit on his left eye. I don't know who hit him. And he damn sure was. Jesus, cherubti omu. Captain Cornball's mad because I'm an FOF, friend of freak. Why, but chiar a făcut asta, mă? Need to train that hiding before leave the house. Bă, poate că tipul ăsta are dreptate în legătură cu VIP. Nu e un prieten bun ca să-l am. Are you freaking blind?
You know, I just want to know, how much did you pay your lawyers to make all this go away? Almost $100,000. Whoa. I couldn't hear you. I said I paid almost $100,000. Exactly. I did come with Bon. With Vic, you're going to go broke. Quick, fast, and in a hurry. But Vic is my friend, and I grew up with him. How many times I got to tell you, sir? Freak, this is not a request. I am not asking you to do this. I am telling you to do this. And the first order of business is that Mr. Vic Van Leer is banned from traveling with you on the road. Vic is banned from the locker room. And Vic is banned from this arena. And if I catch this guy, Vic, in or anywhere here, why not, man? Mr. Vic Van Leer will be arrested. Jeez, și o să fie, dacă să-l mai vadă pe teren și zona asta, să fie arestat. We all know that can be deadly. You are. Me and Vic were kids, playing summer tournaments at the Dome. We always imagined making it to the pro. Bă, dar ce fain poate fi, mă. Just a street light was on the court, like 11:30, 12 midnight, even 1 in the morning sometimes. We used to practice player introductions, running on the court, giving dab high-fiving the teammates. Vic, he would act as an announcer. You know, he would introduce me, announce my name on a loudspeaker, and the Jumbotron would flash my image like little guy dressed in long shorts and a jersey. And now, fresh off his 3-game, 62-point scoring streak, the youngest player to ever do so in NBA history, Frequency Vibrations! Yeah. So me and Vic were sitting in those empty bleachers at the Dome and dreamed like nobody's business. And now I'm living a dream. Bă, ce fain e spărțile astea, so many ways. Vic was part of that. Please. Listen to me. Te rog, ascultă. I mean, I know. This guy's your dude from way back. Look. Me and Vic go way back, like the frontiers of a 67 Cadillac. That's good. That's, we go way back. Did you say front seats? Front seats of a 67 Cadillac. We go way back, yo, like the front seats of a 67 Cadillac. Well, do you have any crickets? I'm going to be the hit once again at Herbie Island, Sun Valley Shindig, because my fellow billionaires love it when I walk and talk that talk. So that almost sounds... No, let me tell you exactly what it's... Yo, ce durnitate s-a făcut. I respect, admire, so and most importantly, love you as a human being and a role model. Așa. But I pay you a lot. And I mean, I pay you a lot of money to play for my team. And I am in this game to win it. And you can't win it with an albatross around your neck like Vic. So Vic is done. History. And here's some more lingo that I picked up from a former megastar who used to play for me several seasons ago. Thought I would never release him until I did. And now he's the sixth man on a struggling team in Venice. Ouch. And yeah, I'm talking Venice with the canals and the gondolas and Harry's bar, not the street ballers next to the fortune tellers on the beach in Cali. Damn. This guy used to tell me when he thought there was a player destroying our team, don't be a hero, cut that zero. And that is what I'm telling you about, Vic, freak. Don't be a hero, cut that zero. The only thing Vic brings into tipul. Your life is headache and damn. Unwanted and unnecessary negative attention. And it will begin to affect your mindset. And when it affects your mindset, it's going to affect your play. And when it affects your play, it's going to affect my team. And when it affects my team, it's going to affect my money. And if it affects my money, Google Translate will become your new freaking friend. I want a championship ring, Frank, and I want you to get that ring. Oh, Google Translate. After banners hanging from the rafters in the arena. So, freak, hear me clearly. Oh, cât îți de epice fazele astea. G, Vic, gata! Go!
Se está caracterizando. Remember, that contract you signed contains a morality clause, a very important clause that alters your conduct on and off the court, and how it can negatively impact my team. Okay. Now, I don't want you to have to learn Italian or Croatian as a second language. And hey, playing pro ball overseas, there's nothing wrong with that. Hmm. But the arenas are nothing like this. No. Nor will the money be the same. And on top of all of that, this is the U.S. of A. The greatest freaking country in the world. Ask yourself. Întreabă-te. Is Vic worth all that? Merită Vic toate astea? Think about it. Think long. Think wrong. Damn. Papa. He has his bad rap. It's not. And I understand some of his judgments. Așa le-a relegat cea de către Vic. Not that at all. Man, Vic, let me tell you something. We actually, like, we have love for each other. We're brothers. That's the facts. Any closer. I mean, he has so much loyalty to me and to my family. You can see even Cece, you know, has issues with him, but he still loves her. Mă, abar n-am, mă, frică, totuși sunt de acord cu tipul ăsta care deține echipa, că totuși, poate că tipul ăsta, Vic, nu e un lucru așa de bun, nu e un prieten așa de bun pentru noi și poate că ar fi mai bine așa să-i facem vânt decât să ne riscăm cariera de chiar dacă e un gest urât. Habar n-am care să fie aici schema. Oricum, cam aici se termină această fază foarte interesantă a fost acel cutscene, legătură cu Vic și toate cele. Îmi place că totuși nu rămâne strict la partea de basket, intră așa și un picuț la partea ta de persoană, însăși de jucător, de pui mei, de basket. Foarte interesantă faza. Bun, aș putea pune aici la jump shooter încât să ne mai întărim aici plus, nu cred că o să reușim noi mai bine de la 3 puncte, dar oricum ne ajută, vedeți aici mai ales și de aproape. Aici așa la sărituri și toate cele inside shooters sunt foarte bune pentru chestii de genul. Haha, perfect. Păi da, cam atât pentru acest episod. Ne auzim pe data aviatoare. Numai bine, vă doresc curaj și la gară. Bye bye, nu uitați de subscribe, like și toate cele. Bye bye.